Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte tare. Foștii concurenți, vreau să încep cu Dani. A făcut un live împreună cu Luiza, de la sezonul 8, și Khaled și Andrada. Deci, ei jucau în timpul ăsta și a propus dacă vor să joace pe întrebări. Întrebări și răspunsuri, că nu există întrebări fără răspunsuri. Mai sunt câteodată, dar mai rar. În acest timp, cereau tap, aprecierii, inimioare, eu n-am înțeles încă jocul nici acum, dar îmi place să mă uit, e chiar distractiv. Și Dani întreabă pe Khaled cum i s-a părut emisiunea, el a început să râdă și a zis că atâta s-a putut. Dar i-a plăcut după ce a ieșit, zicea că a primit foarte multe comentarii pozitive, au fost oameni care l-au apreciat și atunci cine l-a eliminat? Iar Andrada a început să-și amintească ea de niște momente, exact așa le-a numit, de la Mireasa, primele zile când se ținea ea după Albert, a dormit-o de Albert, și ea și Antonia, amândouă se țineau după el, nu știu de ce, chiar nu a înțeles nimeni de ce se țineau după el, mai ales că și cel mai tânăr era, bine, ca Andrada era puțin mai mare, dacă Antonia. Ea tocmai cât a făcut 28 de ani, deci mare diferența de vârstă și nu plăcea. Așa că nu știu când i-a zis ei Albert că o place sau poate că a dormit și a visat. Eu n-am văzut asta și nu s-a discutat nici pe unde. Că dacă i-ar fi zis, ar fi discutat. Ar fi fost teme și ar fi fost materiale și s-ar fi discutat. Eu n-am auzit, poate ați auzit voi, eu n-am auzit. Ea așa zicea pe live. Dar acum el e altă persoană. Apoi făcea că nu știu ce am văzut la el, dar ce să vezi la el? El dormea. Nici ea nu e vreo fată, nu e cea. Nu am plăcut-o deloc, mai ales că era doar cu fițe pe acolo. Nu, n-am plăcut-o. Mai bine că a fost eliminată. Trebuia și mai devreme să o elimine. Păi da. Dar Dani le-a zis, știți că pe voi stafful v-a eliminat? Da, după aceea zice el, nu, voi nu puteți să vorbiți, dar eu pot, și a început să râdă. Păi da, nu telespectatorii, stafful. Normal că nici Khaled și nici Andrada n-au răspuns, pentru că nu au cum. Dar au continuat discuția și știți că e cursa de eliminare între Dedi și Cristian. Dani era foarte sigur că o să plece Dedi și zicea că nu mai are ce să facă acolo, că n-a mai văzut pe nimeni că el așa să încerce cu mai multe fete și să nu se aleagă cu niciuna, normal, care alergă după mai mulție, păi sigur că nu prinde niciunul. Când până nici mătușa sa, dacă o fi mătușa lui, nu l-a înțeles. Apoi a spus că la această gală, că live-ul l-au făcut înainte de gală, că o să plece sigur Eliza și o a avut dreptate și Eliza chiar nu mai, eu nu îi mai văd rost, nu îi mai vedeam niciun rost în Casa Mireasa, pentru că oricum nu voia să facă cu nimeni cuplu, că așa ar fi putut, erau băieți, n-a vrut. N-a vrut pur și simplu să se apropie și asta se vede. Că nu face materiale. Apoi zicea și de Dedish că nici el nu face decât numai încurcături telenovele, că nu mai sunt alte fete. Și apoi au vorbit despre Dani, că știți că el s-a apropiat puțin de Laura, dar Khaled spunea că el a văzut în prezentare că îi plac brunetele. Apoi nici Laura nu-i blondă, că am văzut că e vopsită. Apoi a început Andrada să vorbească, că ea nu susține pe nimeni, că nu poate, pentru că a stat cu ei în casă și dacă ar susține pe unii, s-ar supăra ceilalți. Parcă cuiva îi pasă de susținerea ei și așa n-a fost deloc bine văzută, n-a avut prietene, n-au plăcut-o nici în casă, n-au plăcut-o nici băieții, chiar n-a plăcut-o nimeni, nici un băiat nu s-a apropiat de ea. Cu toate că ea crede că Liviu, că n-a plăcut.
Nu. Apoi a zis și Dani că nici el nu susține. Păi pentru ce să-i susții? Dacă intri într-un grup, trebuie să le trimiți bani, să fac foarte multe afaceri. Mai bine te uiți și gata, eu iar nu susțin pe nimeni. Pentru ce? Staff oricum face tot ce vrea. Degeaba votăm noi. Am tot spus asta, așa este. Face ce vrea. Cred că v-ați rămuri. Nu v-ați rămuri până acum? Cristi și Caled au făcut și ei un live și au vorbit despre concurenții din Casa Mireasa, care au rămas după eliminarea lor, bineînțeles. Cristi zicea de Eliza că e o fată ok, că e bună prietenă, ar vrea să o vadă afară, să bea o cafea, să bea un suc împreună, dar nu se vede cu ea pe viitor. Asta a spus și în casă. Nici cu ea, nici cu Delia, care erau atunci libere. Nu s-a văzut cu niciuna dintre ele. Chiar Cristi, nici el n-a venit să se căsătorească, muzicant fiind, a venit să-și facă ce reclamă. Să fie vedetă, să fie invitat la spectacole, la evenimente, cum zic ei. Cam atât, da, cam atât. Că altceva n-a dovedit în Casa Mireasa. Nu că eu îl simpatizez, să știți. L-am simpatizat pe Cristi, dar așa e, ce s-a îndreptat spre vreo fată, nicio fată, nu l-a interesat nicio fată. Iar Caled tot îi spune ce părere ai despre Antonia și Cristian, zice, hai spune, pentru că acum nu ești filmat, zice, ba ești filmat, dar nu ai... la valieră, poți să spui orice. Bineînțeles că a început să râdă și a zis că ce să spun despre ei, nu-i văd, nu cred că iese nimic, așa au fost expresele, nu iese nimic, așa zice și Caled, nu-i văd împreună să plece din Casa Mireasa, căsătoriți poate să referea, dar asta a spus și Cristian foarte clar, că nu vrea să se căsătorească. Păi nu se căsătorește, dar are șanse la marele premii. Dar poate să se răzgândească mai mult până în iulie. Vă dați seama cât mai este. Poate să se răzgândească și să o facă doar pentru premiu. Pentru că eu nu-i văd pe ei ca o familie. Dar mai știi, nu-i vedeam nici pe de la sezonul 7, parcă pe Mihai și pe Hatice. Și uitați, sunt bine mersi împreună. Și nu-i vedeam familie. Mă bucur că m-am înșelat, pentru că, până la urmă, familia e cea mai importantă, nu? Să vorbim puțin despre Eliza, proaspăt eliminată. Oricum, trebuia eliminată mai de mult. Stătea absolut degeaba acolo în Casa Mireasa. Degeaba, nu s-a îndreptat spre niciun moment, n-a fost interesată de nimeni. Păi chiar nu înțeleg pe unele dintre fetele astea. Vila Mireasa, emisiune matrimonială. Cum vii, trebuie să încerci să cunoști pe cineva. Sunt și băieți, nu doar fete. Dar ea nu. Am citit niște comentarii cum l-ar fi plăcut pe Cristian. Dar ea micuță cum e, ați văzut că nici cu Laura nu se potrivea. Cristian nu a venit să însoare, a și spus că nu-i pregătit, cum zicea și tatălui atunci când au fost în vizită, că încă nu-i a venit timpul. Așa că a plecat, a fost eliminat, a plecat, ea a venit cu mașina și are de condus vreo 8-9 ore, parcă așa am auzit, și era foarte bine dacă ar fi rămas undeva în București până a doua zi dimineața să se odihnească, dar ea n-a vrut, a vrut să plece acasă. Dar știți că a fost și la Capricii a durat până pe la 8 seara, cam așa ceva. Bine, ea a fost mai la început, n-a stat chiar toată emisiunea, că nu era vorba doar despre ea. Și chiar, uitați-vă, în sezonul nostru n-am avut Capricii. Se termina 2 ore era emisiunea, nu 3. De la 2 la 4. De la 4 nu mai făceam nimica. Nu mai aveam ce face. Chiar m-am bucurat înainte de Crăciun când ne-au pus să facem ceva lucru de mână pentru... copii săraci, nu știu pentru ce, și cam ceva de făcut, să tricotăm. Eu nu mă prea pricep așa și nici nu-mi place să tricotez, dar atunci tare mult mi-a plăcut. Așa că Eliza a plecat spre casă, chiar nu mai știu nimic despre ea, n-a vrut să rămână, dar e problema ei ce face, nu? Dacă ea a vrut să plece,
a plecat. Cam atât am avut despre foștii concurenți. Când o să mai primești alte informații, am să vi le spun, bineînțeles. Vă doresc o după masă plăcută și la revedere!